Costul carburanților de pe piața produselor petroliere din Moldova va scădea joi, anunța Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, potrivit ANRE, pe 8 septembrie, conducătorii auto vor scoate din buzunar pentru un litru de benzină cu cifra octanică A95, 24 de lei și 70 de bani, cu 19 bani mai puțin decât miercuri. În schimb, costul motorinei standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 28 de lei și 4 bani per litru, cu 13 bani mai puțin decât în ultimele 24 de ore. În condițiile date, prețul maxim de comercializare al combustibililor de tip standard, care este stabilit direct de către ANRE, rămâne ridicat față de începutul toamnei trecute, cu 4 lei și 17 bani per litru în cazul benzinei A95 și cu 10 lei și 7 bani per litru în cazul motorinei standard.